Băi, vă salut, fratele Cunacu, și bine v-am găsit la un nou episod de podcast pe canal. Știu că l-așteptați de mult și am venit cu ceva bombiții, vorba lui Dorian, țineți ochiometru pe canal, că urmează chestii de-astea blană. Am alături de mine, băi, nici nu știu cum să te... Cum vrei. Cum să te caracterizezi. Vreau să fac un intro de la frumos, cum te văd eu prima oară și după aia, pe parcursul podcastului, să te cunoască oamenii, bineînțeles. Sunt alături de nimeni altul decât Valentin, de pe TikTok, îl știți majoritatea, mai îl știți și de pe YouTube, băiatul cu mama Lia, mă rog, intrăm în detalii în curând. Nu uitați, luați un popcorn, o apă, un suc, o bere, un whisky, ce beți voi, puneți-vă să vă relaxați alături de noi și haideți să avem o discuție frumoasă și să vă bucurați de ea. Sper să vă bucurați de ea, apăsați butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal și nu uita, Cunac Oficial pe Instagram, dar și... Pe Instagram, tu la mine? Stai, mă, frate, că am uitat Instagram, Dumnezeu, mersi, Doamne, iartă-mă. Deci Valentin21 Căprariu pe Instagram. Și Valentin21 pe YouTube, mai Căprariu. După mai încolo pe YouTube. De ce? Tot acum? Tot acum le zicem. Păi să mă uit oamenii la clip. Nu o să fie... Linkurile sunt în descriere, Boris, oricum le găsiți, le mai zice și noi pe parcurs. Vali, Valentin... Băi, prietenii îmi zic Vali, dar poți să-mi zici cum vrei. Valentin, cred că îmi scrie în buletin, că, știi? Așa te cheamă pe tine, da, în buletin. Da, buletin. Dar okay. Vali, Vali, îmi zic prietenii, deci cam asta cum? E. Uite, de exemplu, mai mereu 99% din podcasturile mele am întrebat omul de lângă mine: bă, caracterizează-te tu într-un minut. Într-un minut? Da. Hai. Mă, nu știu, uite, eu mă consider un om simplu. Nu știu, nu-mi plac așa oamenii, nu-mi plac... Nu-mi plac oamenii? Nu-mi plac oamenii, nu, stai, nu-mi plac oamenii gen... Ok. Care uite de unde ori pleca, știi? Mamă, hard și direct, mâncați, ești ta. Okay. Deci eu, nu știu, nu știu că mulți poate mă cunosc de pe TikTok, că fac clipuri cu maică mea, că na, acum am zic, să zic așa, că am venit în domeniul ăsta cu TikTok-ul. Păi, dar nu mă consider un om, să zic așa, o vedetă sau un... Mă consider simplu, adică eu și ți-am zis. Asta nu... e și gândirea cumva organică și cea mai benefică, da, pentru un om să fii la modul ăsta, să fii... Eu... Să nu te crezi vedetă, chiar dacă ai niște cifre. Exact, pe, la urmă urmei și pe YouTube și pe TikTok sau oriunde îți cifre. Okay. Azi ești, da, mai, da, da. Nu chiar, na. Ia hai să le zicem oamenilor ce cifre ai reușit să faci și în ce interval, de cât timp faci TikTok? Păi fii atent, TikTok fac de anul trecut din pandemie, exact. De anul trecut din pandemie, deci ai un an. Na. Un an, dar am avut un cont, mi l-au închis, okay, la 40.000 și acum am făcut, cred că prin august sau iulie, anul trecut am contul ăsta de 360.000 actual și 360.000 bine, și datorită maică mică, na, foarte mulți pentru ea s-au abonat și bine, și pentru nebunile mama mele. Mamalia demențial. Și pentru nebunile mele sigur mai mult. Bine, okay. mai mult pasionat de mașini, să zic oricum, așa. Oricum, e un element, face parte din conținutul tău și din familia ta, că până la urmă mama ta. Zic. Exact. Eu nu am un conținut să zic că ai văzut fix. Să fie vorba între noi acum, nici nu exploatez pe mama ta cum, de exemplu, cum face Vlad Alexandrescu cu bunica sa, să mă ierte Dumnezeu. Mă, nu știu, uite. Regia acolo s-a închinat, mă închin. Bă, adevărul... No offense, no hate, dar nu acolo. Adevărul e că maica mea are și ea o vârstă, îți dai seama, și atunci dacă fac... Cine are mama ta? 39? 59. Bă, stai mă, chiar 59, că mi-ai dat cu 52 are. Da, 52. Păi n-am zis eu 59, am zis 39. Păi da, dar mă era cu 9 la final. 50 și? 52, da. Să-ți trăiască, mulțumesc. Și ideea e că ea, fiind la vârsta aia, nu prea știi cu media, cu da, genul ăla, și dacă zic, mama, mi-am luat un Maybach, fain, ce la? Okay. Deci, na. Și atunci, în unele clipuri, ca să fie și mai fun, ea e originală prin modul ei de a fi. Și atunci, dacă eu îi zic un cuvânt mai, să-i zic un cuvânt mai... alambicat. Ceva așa, mai ea, ea, dă seama, îl pocește, nu îl zice, da, bine, dar îl zice... Și eu... natural. Exact, și atunci eu când îi zic scenariu, îi zic, scenariul, mă, uite, vezi, azi facem un clip, asta e tema. Eu ți explic cam în mare cam care ar fi, da, ideea, tu zici cum vrei tu, cum e, știi, cum e la bine. Acum sunt unele care nu le zice exact și nu dau bine, dar îi zic, mai uite, trebuie să le zici așa cât de cât să fie ok. Să, na. Da, mă, și... e, vrei să spui că e, vine natural. Exact, e mai spontan așa, e mai... Mm-hmm. Bun, bine, ne-am băgat direct în subiect foarte, acolo, foarte tare. Hai să te cunosc un pic așa, câți ani ai? Azi fac 30 de ani. Chiar azi. 21 aprilie. Serios? 30 de ani, bă, băiatule, schimbă prefixul la podcast, bă. La asta o să ții.
La mulți ani, bradere! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Bagă gură! La mulți ani, la mulți ani. 30 de ani astăzi, schimb prefixul, o să ții minte podcastul ăsta toată viața ta, pentru că l-ai făcut în ziua în care ai împlinit 30 de ani. Păi astăzi o să fie o zi așa mai faină. Deja am început bine. Mamă, mă simt flatulat. Chiar aici? Așa zic eu, mereu, băi, dacă vrei o dau, nu mai dau. Hello, viitor sponsor. Nu mai dau. Vă rog, am greșit și odată. 30 de ani, Valentin în buletin, prietenii zic Vali. Da. Din România, deloc, de unde ești? Din Lugoj. Lugoj? Acolo, în copilărie. Ești moldovean, super tare. Băi, fii atent, moldovean pe jumate. Că maica mea e moldoveancă. Am simțit-o. Maica mea e moldoveancă, taică... Am văzut că făceai wow acolo. Da, da, maica mea e moldoveancă, taică mi-e bănățean, știi? S-a făcut așa un fel de... Știi? Știi ceva bine acolo, oricum. Bine, cu greșeli, oricum. Nu-i că să... Niciun om nu e normal. E ok treaba. Deloc din Lugoj? În Lugoj, da. Și acum stai... În Italia. În Italia. Uite, chiar, uite acum, sincer... Am plecat în Italia când aveam 20 de ani. Țin minte că am ajuns acolo prin martie, aprilie, că țin încă o dată minte că mi-am făcut prima zi acolo în Italia cu tortul. Eu mi-aduc aminte că era cu BMW-ul. Tort, nu că la frate, ce să... aveam tort, da mă, tort cu BMW-ul pe el. 21 ani, zic, bă frate, vreau și eu. Țin minte la 20 de ani că mi-am făcut tort cu BMW-ul, adică pe bune, da, acum. Și chiar azi, bine, chiar azi, luna asta, anul ăsta fac, de seama, 10 ani de când sunt în Italia, plecat. Deci 10 ani. Cu care a fost motivul pentru care ai plecat? Băi, fii atent. Hai să zic, uite aici o poveste așa un pic mai faină. Eu am plecat, maica mea a plecat în Italia. Eu am plecat în vacanță, mi se pare aveam 18 ani, vărul meu lucrând pe tir. Patronul avea camioane faine cu beculețe, cu nebunii, cu tuning. Zic, băi frate, mamă, cât e de fain să conduci. Și salariul pe măsură, zic, luai atunci 2000 ceva de euro, acum 10 ani, mamă, era preț, știi, salariul ok. Zic, băi, treaba-i faină. În condiția în care la noi cred că se câștigau, nu știu, 10-12 exact, milioane. Exact. Și atunci, la 18 ani, am fost în vacanță. Prin intermediul lui Vărmiu cu patronul, au zis, bă, ia-ți permisele. Și eu te chem la mine să lucri, te învăț pe tir. Și asta e oportunitate, pentru că unde te duci, ai experiență. Experiența, da, frate, du-te. Pleacă, da, corect, știi? Corect. Și am venit în România după vacanță, gen, am dat de permis, am dat de tot și un an a durat, că la 19 ani am luat. Atunci, bă, te-ai mișcat rapid. Atunci înainte încă erau, puteai să-l dai de la 18 ani permisul de, sau de la 19, de la 18. Okay. După aia acum ai de la 21 de ani, care pentru șoferia de tir, deci de la 21 de ani poți să dai de permis. Și mai era o chestie cu profesionist, carnet profesionist, sau nu mai știu, după încă 2 ani parcă, sau nu știu cât. Păi asta e. Asta e, deci după... Deci la 21 poți să dai de profesionist. De profesionist. Dar atunci nu, atunci puteai să dai de la 18 ani, mi se pare, de la 19 ani. Ah, ok. Și eu acum am luat mașina la 18 ani, la 19 ani am dat deja de camion. Și de ți-ai ce? Găsit prima oară, gen, te-ai dus direct pe chestia asta? Exact, m-am dus acolo direct pe lucru, am fost tot cu un alt șofer să mă învețe, deci na, îți dai seama că... Și fiind greu, îți dai seama, adică... Te duci într-o țară străină, n-am știut limbă, n-am știut să vorbesc, vorbeam mai frate, ce nu știam. Drumurile, orașe, nimic, nu știu. Și m-a fost chiar greu, chiar a fost, știi? Acum, na, încet, încet m-am... Da, da, chiar dacă ți-a fost greu, fii atent, ce observ eu și cred că observă foarte multă lume pe clipurile tale și când te vede așa și când se uită la 1, 2, 3 clipuri sau mai multe la tine, ești descurcăreț. Mă, uite mai o chestie. Da, bine, descurcăre... Da, să zicem că descurcăre... Descurcăreț. Mă, zău, mă, apă aici. Iezău! Să tai la montaj. Nu tai nimic, deci vreau să fie perfect. Aici facem totul. Zi. Ce la? E tău? Nu. Și e la mă, de la de Sadomaso? Nu mai e suport de telefon, să spui. Aaa, credeam că e de la de BDSM. Eu zic că e incorporat în felul ăsta. Ești descurcăreț, adică te-am văzut făcând N chestii. Bă, orice, nu știu. Fii atent, mai, da, să zic. Eu cred că de mic aveam o fobie, știi? Mi-era frică, frică de chestii, frică de... Băi, dacă, uite, aveam un telefon când eram mic, băi, îl țineam bluză, geacă, știi? Peste. Băi, zic, băi, nu trebuie să-l stric, trebuie să mă țină, știi?
După aia crești și nu mai, știi, nu mai țin. Vreau să văd ce are, ce e înăuntru. Să-l descad, să iei, să văd ce e, știi? Deci e și curios. Exact, staur. Cel mai melinescu sunt și eu sunt berbec. Ce fain. Coarnă în coarnă. Vrei să-l desfaci, vrei să afli ce e în el. Exact, exact. Și după ce am venit în Italia, atunci, parcă stând singur, mai m-am dezmetecit puțin, știi? Mai m-am... mi-am făcut garajul ăsta bine. Mi-am cumpărat scule, mi-am pus o pasiune pentru mașini, în fine. Uh-huh. Și încet, încet am început să fac diferite chestii. Nu contează că erau de mașini, de orice. Ce vedeam pe YouTube sau deci ce vreau. Am văzut, la tine ce mi-aduc eu aminte așa. Deci de la mașini, orice ține de mașini, aripi, geante, bombă. Ți-ai făcut până și microfon de la de știri. Și acum ai venit cu Xiaomi, uitați-vă ce are în picioare, băieți. Mă, cum ți-a venit ideea să faci tu? Stai mă, bă, lasă-mă că ăștia să... Cum ți-a venit ideea să-ți personalizezi tu sneaker? Sunt că noi. Băi, fii atent, acum sincer, că eu sunt foarte sincer, știi, eu nu sunt... Ok. Am văzut la băiatul la Graure. Ok, pe tot pe TikTok. Știu că cineva nu, care face... Pe YouTube, nu pe YouTube, stai mă, pe Instagram, da. Eu știu că și am văzut face. Și am văzut, mamă, frate, ce papuș fain face. Zic, păi, ești nebun la cap, păi, fac și eu. Zic, nu, fac și eu, zic, păi stai și cum, dar zic că, bă, pot să pictez eu sau pot să fac eu? Păi am zis, ce dracu, am construit elicoptere și... Ai făcut elicopter? Nu, dar-mi fac. Mamă, cum a fost asta! Bă, m-am uitat, după aia m-am uitat pe YouTube, zic, vopsele, zic, mă gândeam, zic, bă, stai mă, că eu mi-am la garaj, frate, vopsele, că am mai vopsit acolo mașini și de-alea, zic, mai am vopsele, știi? Da. Zic, bă, dar, dracu, că vopsele de-alea se duce, după aia plouă, zic, mă, pe YouTube. Mă, plouă, așa a gândit-o el, deci fii atent aici. Eu am zis că mă plouă, zic, mă, ăla și zic, mă, mă uit pe YouTube să văd cum să-l fac profi. Și m-am cumpărat vopsele profesionale, cu ceară, cu tot, cum să faci. Adică ai investit ceva în ei? Bă, m-au costat mai mult vopsele decât păpuci, ardei focul, de când mă luam, cred că îi luam, știi? Da. Bine, nu sunt, bă, mie sunt așa mai țigănie, îmi sunt mai țigănie, mai popoțunați, dar următorii oricum o să fie mai fain. Dar nu era cam mic de functul? Cum? Te-am închis, nu? Faza articulă. E mic de functul, mă. Tu știi ce înseamnă? De funct înseamnă mort. Păi da. Ce? Nu mă, la modul ăla, când zici cuiva, bă, ce papuci mechere. Mersi, mersi, de unde era? Cam mic de funct, tu știi? Ok, hai. Tara! Bun, și ți-a venit să-i faci. Cât timp ai stat să-i faci? Băi, fii atent, ăștia am făcut în 3 zile. Dar de ce? Că eu șofer pe tir, ți-am zis. Asta e meseria ta? Da, meseria mea. Deci nu sunt TikToker, nici YouTuber, sunt șofer pe tir. Am contractul meu. Și... când am făcut papuci ăștia, am avut 3 curse, aceeași cursă, aceeași orar, urgen, știi, aceleași trebuia să încarc seara pe la ora 20, du-te, ajungi la descărcare, dimineața descarcă, la 1, la 13 am fost acasă, 4 ore până la ora 16, cât a fost, nu mai zău, până la 17, dă-i, m-am pus, am venit acasă, pictează, cât am putut, știi, cât am putut la ei. Deci, practic, e făcut așa între picături. Între picături, da, dacă adun orele undeva la vreo 10 ore total. Să faci o pereche de asta? Da, dacă nu mai bine de 10 ore. Și ai idee la cât eu evaluat o dată o pereche de sneakers de ăștia, gen Nike, de ăsta personalizate? Nu știu, eu... De ce știu eu, în funcție de model, fără Adidas în sine, prețurile pleacă de pe la 250 de euro. Mamă. Păi, na, s-ar putea, pentru că papucii sunt undeva la 100 de euro, cam așa, da, 5 milioane, da, cam ăla-i prețul. Și ăștia, cel puțin ăștia, știi, Nike-urile astea. Toată lumea personalizează Air Max-urile. Da, și... Îți dau 60 de lei pe ei? 60 de lei? Nu. 65. 63. 65, am zis. Ne întâlnim la 64? Nu. 65 și o cafă. Și o cafă, ok. Gata, merge. Deci am prins și cu 65 și cu o cafă. Aaa, bă! Bine, ok, am ținut 64 și o cafea. Bun. Așa, zi. Deci, în total 10 ore. 10 ore, da. Bă, nu, dacă, eu cred... Îți plac, sincer? Adidas-i? Da. Bă, sunt confortabil. Nu, bă, dacă îți plac, cum ți-au ieșit? Bă, adevărul e că ți-am zis, în soțeră, în popoțonați, am făcut diferit de cum voiam eu să fie. Dar, cum îi vedeai tu? Băi, vedeam, uite aici cum era, știi, nu trebuia să fie contrasturile astea, chestii, nu mă reși bine și după aia am mai făcut, zic, bă, las că-l fac așa mai... Ai dat și cu pensula și cu apțipilul cu pensula, și cu da, cu tot. Și cu aerograful l-am făcut. Da? Uite, ăsta aici e făcut cu aerograful.
Bă, lasă-mă. Da, mă. Dar te pricepi cu de toate, mâncați în jurul ăsta. Și aerografe în trecut, mai făceam. Am văzut, am văzut foarte multe clipuri la tine cu mașini, ești pasionat foarte tare de mașini. Da, am... Dar ce înseamnă pasiunea asta? Că, bine, atent, una e să... De ce nu bei apă, mă? Că ai vrut să bei? Păi mai beau zi acum, păcusește. Una e să, nu știu, să știi ce e pană. Vrem să ascunzi cumva cablul ăla, să dai după spate. Ori așa e perfect, că mă face pe mine pe... Gata. Ești pasionat de mașini, dar nu, știi, uite, mai sunt oameni care cu motoare, cu configurație, cu stage, cu de-astea. Eu nu am văzut la tine doar flexing, așa, mașină, flex și atât. Am văzut la tine cum, gen, mai mult mașini vechi, epocă, de-astea. Da. Asta e nebunia ta, e ce-i pasiunea ta. Fii atent, eu, frate, e vorba mea, fii atent, în toate, toate găsești tot așa. Fii atent, bă, frate. Fii atent, băi, tată, cum e fain aici. La 21 de ani mi-am cumpărat, eu pasionat de mașini americane, de mii copil, știi, okay, mașini americane și am găsit, și tu, da? E bine. Logan, da, le, tu-ți plac toate. Am găsit în Italia un Cadillac Seville. Băi, l-am văzut frumos. Americane, știi, cu patru faruri, botul lung, spatele, zic, mamă, gangster, e nebunie. Prețul ok. 3000 de euro era acum. Băi, oricum prețul era ok, știi? Deci nu okay era, nu mașină era veche, gen din ce an? Era un Cadillac, încă mai, un Cadillac Seville din 84, mașina. Ok. Fără rugină, aparte că mașina cel puțin uită în Italia, care na, care nu știi sau poate nici tu nu știi. În Italia numerele de matriculare mașina a ieșit în 70. Păi da, până în 2020 are aceleași numere, nu le schimb ca aici la noi, știi? Da. Da, și atunci mașinile, de exemplu, mașinile din 1940 au numere negre. Numere negre cu scris alb, știi, din alea de plastic, da, știi, înțelegi, cu okay ăsta. Acum numerele noi, ai văzut cum sunt alea de Italia. Da, na, nu știu. În da, schimb, Cadillacul ăsta are numărul și scrisul Roma. Înțelegi? Deci e și autentic, în sensul că Roma era singurul oraș din Italia care avea scris Roma total, știi? Aha. Restul, Bologna, de exemplu, BO, da, Salerno, SA, în schimb Roma, na. Și mașina asta fiind de, fiind de Roma, și cum ți-a venit ideea să mai o cumperi? E mult mai reprezentativă, gen ca și crește valoarea. Okay. M-a plăcut foarte mult și am zis, bă, zic, o iau, o revopsesc, îi fac ce trebuie să-i fac. Ți-ai făcut un calcul, gen, ai zis, bă, uite, dau 3000 de euro pe ea, aș mai băga atâta și vreau să o vând sau o țin nu, pentru mine? Nu, nu, eu din, în toate mașinile, să zic așa, care le-am cumpărat, nu am vândut niciuna. Toate le-am făcut și le țin. Ok. Deci nu, nu m-am gândit pentru un business. Deci te gândești la un pe viitor să faci un fel de garaj? Ceva de genul, na. Momentan garaj n-am, le sună într-o când parte... Când ajungi ca eu în Siriac să nu mă uiți. Când? Când ajungi ca eu în Siriac. Promit, promit. Așa, și am cumpărat mașina asta, neavând, având doar garajul, dar nu știind așa, devopsit o roată, o, nu aveam, știi, pregătire sau... Nu știi foarte multe chestii să le faci. Exact, okay, exact. Și atunci, ce am făcut? Mi-am cumpărat un pistol profesional pentru că am zis, bă, zic, dacă vopsesc cu mașina, zic, trebuie să-mi cumpăr scule profesionale. Zic, că le cumpăr odată, nu mă corect pun cu țigănii. Mi-am cumpărat un pistol de vopsit profesional, compresor, tot, 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 ce trebuia pentru ca să fac mașina respectivă. Uh-huh. Nu era oricum de sudat, pentru că mașina era de Italia, n-avea rugină, n-avea nimic, era beton. Și am lucrat un an de zile la ea. A lucrat ceva? În timpul liber. Mamă. Eu tot făceam șofer pe tir, trebuia să mă duc da, să... Da, deci orice faci acum, inclusiv gen exact, tu îmbin cu șoferia, că tu ești șofer de tir, asta e jobul tău. Exact, exact, okay, în timpul liber. După care am terminat mașina asta, mă gândeam, zic, bă, hai să fac un business, să fac închirieri. Închirieri de mașini. De mașini? De mașini auto pentru nunți, pentru chestii. Și atunci am găsit a doua mașină americană, am cumpărat un Cadillac Eldorado, cabriolet. Zic, bă, ar da bine, că zic, am o mașină patru uși, elegantă, ăla. Și zic, ar da bine și un Cadillac Eldorado, ăsta cabrio, zic, ar fi fain. Și îl iau și pe ăsta. Ăla era ok din punct de vedere la caroserie, dar interiorul era varză. Știi? Câți bani era ăla? Cadillacul m-a costat 8200 de euro. Atât are și motorul. A, 8200 motor, adică? Păi am plătit 1 euro pentru fiecare centimetru cub. M-ai pierdut. Mașina are 8000 de centimetri cubi. Adică? Explic. Adică motor de 8000. Oh! 200. 200 ce? 1200. Nu, 1.9. Da. Ce?
Păi ce e aia, mă, zboară? Nu, dar sunt motoare aspirate și... Da. Ele nu dezvoltă... După aia mi-am făcut calculul. Zic, bă, ăsta m-a cerut 8200, zic, ăsta m-a cerut 1 euro pe fiecare centimetru cubic. Știi? Și am vrut să-i zic, bă, dar nu pot să iau la 5000. Nu, că o să mai trebuie să stai din motor. Mai trebuie să din motor? Să stai din motor. Ok, și el ce a zis? Nu, m-au zis că tu dau așa, că vrei la pachet. Știi? Și am luat-o la pachet. La pachet cu ce? Cu tot cu motor. Păi stai, mă, că nu înțeleg din cu tot cu motor, că m-ai închis rău de tot. Bă, deci, ok, are un motor 2000, da? 200. 8200. Uite, Skoda mea are 1.9 TDI, da. Nu știu, atâta știu. Ăla gen 1.9, mă rog, plus 1, gen vine 2, dă 4 ori 8.000. Da. Bun. Și care-i duma cu chestia asta, gen, că o iau așa la pachet? Mai era un fel de joc de cuvinte, știi, gen, eu ăla m-a cerut pe mașină 1.200. Da. Și după aia am făcut acolo, zic, bă, de asta... A, tu ai zis cumva că, bă, pentru fiecare centimetru... Da, pentru fiecare centimetru, cum o zic, și cum aș fi luat mașina la chile, știi, zic, gen, am cumpărat așa pe... A, ok, gen. Bine, m-ai închis rău. A fost bine. Felicitări, bravo. Și... Așa, am cumpărat-o asta, vorbeam de interior, bă, interiorul... Pateu. Scaunele erau atâtea cele mai salvat, restul, ori făcut țigănii, vopsea pe bord, ori vopsit bordul de sub culoarea mașinii, mochete, ori pus de aia, avea tata meu covor. Dar cine a busese mașina asta? Cine ți-a vândut-o? Eu am cumpărat-o de la un tip, tipul, sigur, a cumpărat-o și el de la alții, care mână peste mână, în fine. Uh-huh. Și... Am luat-o, am dus-o la garaj și am tras o polișare pentru că era toată... Zic, bă, nu vopsesc, că vopseaua e încă lucioasă, are defecte de rugine. Zic, bă, da, merge așa, încă merge așa. Dar interiorul ți-am zis, varză, și am zis, bă, ce fac cu interiorul? Că aici în Italia te omoară. Deci în Italia preț are niște prețuri la tapiserie. Mam. Vrei să-ți faci o pernă 200 de euro. Deci, ok. Și am zis, bă, ce fac? Îmi iau mașină de cusut. A, mă, nu cred. Dar nu știu să cos, bă. Și am zis, iau două drecu, iau și așa. Și am sunat pe un prieten, zic, bă, vreau o mașină de cusut. Și face, păi, bă, vreau una de aia industrială, zic, vreau nu de aia mică de la chinezi, vreau de aia mare. Să de fac treabă. Bă, m-a dus la o mașină de cusut 500 de euro, am cărat-o 4 persoane. Ma. Bă, 4 persoane, n-am putut să, deci mare, motor de desubt, din aia, paf, industrială. Dar relativ ieftină, 500 de euro. Bine, second hand, era ok, na. Să faci treabă cu ea. N-am știut să cos, am zis lui, a zis, arată cum, pedale, pac, ala, uite aici, taie firul, ăla, aici bagi firul, pe aici bagi așa, pe aici rola, m-au făcut ăla capul vrește, n-am înțeles nimica, băi, toată seara m-am pus, chiloți rupți, aveam toți, cu coasei, bluze, cârpe, ce am mai avut pe acolo, dă-le frate, pe mașina de cusut, m-am făcut de ăsta, ce, m-am făcut copertină la teatru. Ai cusut tot? Tot am cusut. Să te înveți, să capăți experiență. Exact. Mi-am comandat după aia piele din România, tot din România, mi-am luat piele. Ok. Piele măcinată, da, nu prea m-am pricep, dar era ok. Mi-am comandat tot din România, piele, burete, tot, albă, că am zis, bă, interiorul fac alb. Pentru bord era un fel de maroniu, zic, bă, ce aș putea să fie asemănător, zic, iau tot un maroniu din ăla, ca și bordul, ca, așa. Uh-huh. Și l-am făcut. Cusăturile mai strâmbe, dar le-am făcut, le-am Cât făcut. Cât te-a dus să restaurezi toată mașina? Cadillacul ăla, da. Roșu. Păi am făcut doar interiorul, atâta. Ok. Nu e perfect, deci nu gândește că, bun, frate... L-ai dus la 1200 cu tot cu investiție până la cât, dacă poți să zici treaba asta? M-am ajuns poate la... 9000. Ah, deci ai băgat puțin. Eu am băgat doar banii de piele, doar banii de material. I-am pus un subwoofer, un castofon. Ai pus subwoofer pe da. Păi tu știi ce muzică am pe ăla? Mamă, tu știi cum se aude? Fai de mine! Uite și văd în Cadillac acolo, sunt golan la volan, cu mașini tripat, și, sângele. Acum mai urmează să-i fac, portbagajul. O să pun și pe YouTube acolo clip, o să se uite lumea dacă e, pe Valentino Works. Eu acolo pun, zile. De acum, de anul trecut am început să postez cu mașini. Dar portbagajul când o să-l fac, o să-l pun, am deja cu subwoofer tot? Da, bă, chiar trebuie să, uite bine că mi-au intit, trebuie să-mi iau buretele, nu m-am luat. Ok. Da, vezi, uite, o idee bună. După și asta a fost a doua mașină. A urmat a treia? O luăm cu a treia, fii atent, stai să mă înșteapă. Ok. Hai, colo. Care trec a fost a treia? Mamă! Stai. Ok. A treia mașină, da. Bă, eu am dat unul, mă mai aud pană? Eu mă mai aud? Așa că am dat cu palma asta și zis să nu se oprească ceva. A treia mașină, fii atent, a treia mașină, un Bentley.
De ce? De ce ce? De ce? De pe Bentley? Bă, de, bă, eu sunt, bă, român. Dar mașini vechi, mă, nu? Păi sunt vechi, mă, dar e marca, mă, la modul da, mă, Bentley. Da, mă, dar nu contează, știi. Așa, cu cât l-ai luat? 4.000. 4.000, la bun. Preț în care... Ce motor? Star 6.000? 6.700 turbo. L-ai păcălit pe ăla? Nu l-am păcălit. Păi ai dat mai puțin. Da, i-ai dat un euro la jumătate de centimetru. Păi da, dar ăsta avea turbo. Era, știi, a zis, băi... Când începuse în jos să mă prind, nu m-am prins cu armă. Okay. Fii atent de aici. L-am găsit pe... Eu, când mergeam cu tirul toată ziua pe telefon, da, pe subito.olx-ul ăla de Italia, toată ziua cu telefonul în mână, tot. Deci eu când căutam mașini, nu puneam, știi? Puneam până în 86. An? Până în 86, da. Anul, pentru okay, că atunci, în Italia... Mașină, bine, și aici în România, cred că sub 30 de ani. Da, da, da. Exact, atestat. Atestat. Uite, în Italia nu plătești impozit. Deci dacă are peste 30 de ani, ești scutit de impozit. Ok. Ești așa și la noi, dar trebuie să ai neapărat 90% cu piese originale. Deci majoritatea mașinilor mele s-au atestat istoric, dar când le-am luat nu aveau, dar oricum nu plăteam impozit. Ok. Înțelegi? Deci nu plăteam impozit. Asigurarea e 130 de euro pe an la toate. Oricare 10.000 de centimetri, oricare la Dacia plătesc 130 de euro. Bine, revenim după la Dacia, okay, știi? Așa. Bentley a fost asta a doua. Am găsit-o pe... A treia, mă, stai, okay, mă. Vezi, trebuie să-mi scriu. A patra? Așa. A patra. Trebuie să zic și a patra? Păi dacă vrei să zici. Mă gândeam... Țineți ideea că ajungem la 30 de minute. Mamă, ce repede. Păi ne oprim și facem faza cu... Da, dragi prieteni, am revenit după scurta noastră pauză de publicitară și vreau să vă spun că Valentin are să ne spună ceva uluitor. El, de fapt, este pornit să-și cumpere și a câta mașină vrei să o cumpere? A câta? Da. A rămas la a patra mașină. A rămas la a patra mașină. Așa. Păi a patra mașină am cumpărat Bentley-ul ăla. Ok. Investiție cât? Nu mă, stai în care, era al treilea Bentley. A patra, mă. A patra era? Da. Nu, al treilea e Bentley, a patra nu știu ce. A patra am cumpărat un M3. BMW. M3. Așa, tată. E46, l-am găsit la preț bun, zic, trebuie să fie în garaj. Ce an? 2002. A, ai venit în coace. Volam pe dreapta. A, mamă. Ăla e în România. A? În România asta. Da, în România, mașina e aici. Ok. Vrei să mă întreb cât am dat pe el? Cât ai dat pe el? Vezi, zic? Psi! Preț bun. Păi n-o zi acum, fută-te! Băi, fiate, mașina a avut ceva probleme, am prins-o la 7.000 de euro. Preț bun pentru un M3. Vezi că numai motorul la un M3, la un M3 46, numai motorul, dacă îl găsești așa, 4.000 de euro. Okay. Dacă găsești cam la 3 minuți, îl dă nimeni, un motor de M, știi? Okay. Eu am luat toată mașina, zic, bă, lasă, că asta a fost mof, ceva? Eu sunt omul ăla, știi, că îl iau din căcat, fac zbici. Păi, știi? Și... e, scuză-mă că te întreb, dar nu crezi că e un tipar care ieși din tipar un pic? Bentley, Cadillac, BMW. Păi nu, pentru că prima mea mașină de suflet, cu aia care am plecat în Italia, la 19 ani, BMW 36, deci aia a fost de suflet. Eu... nu neapărat, uite, că zici, băi, frate, du-te, dracu, ce e BMW-ul, ți-ai luat, ești cocalar, ești la... Băi, mie mi-a plăcut BMW-ul că atunci când mi-am luat mașina asta, aveam de ales, știi, puteam să-mi iau și Golf 3, eu am vrut o mașină care să o am, uite, și acum, și peste 10 ani încă o mai am, da? Pentru că am ales, de ce, caroseria, mi-a plăcut caroseria în BMW 36, păi m-a plăcut, o mai am și acum și nici nu mai vând. Da. Bă, câte mașini ai în total? Păi, până acum am ajuns la a patra, nu? Da. La BMW-ul E36 la 5-a, am Range-ul meu care măcar de zi cu zi cu el, Range Rover Sport a 6-a, Dacia 1300 a 7-a. Cum ai luat Dacia? Bă, Dacia e poveste lungă, mamă, Dacia, am avut peripeția iar, n-o să, multă lume de pe TikTok mă cunoaște cu Dacia, Dacia albastră, știi? Mamă, e fain, o vinzi, bă, zic, nu o vând, dar e mașina, am avut peripeții, am luat-o din România, am adus-o pe roți, am venit cu ea de la București, de la Târgoviște, am venit, că tot de la Târgoviște, am luat-o și M3, tot de la Târgoviște, am luat-o de acolo, du-te la Lugoj, pe roți, știi, cu Dacia. De la Lugoj am luat-o cu șlepul până în Italia, am făcut 400 de kilometri am făcut până unde stau eu cu Dacia. Mă făceau, mergeam cu Dacia pe autostradă, atunci mergeau la Sibiu, le făceau frate cu mâna, din autobuz, da mă, okay. Era super. Câți bani ai dat pe Dacia? Pe Dacia 800 de euro a fost atunci. 800 de euro? 800, ce da. An e? 79. Mamă, da. Ce model? 1300.
Clasica. Da, da, 1300, bătrâna, bătrânească 1300, da. Și în portbagaj ai mereu o bucată de sârmă, un ciocan și ce să mai pun? N-am. N-am că sunt zonă și dacă mi se strică, o las acolo, vine a doua zi cu, știi? A, ok. Dar am truse de scule. Un portbagaj la Dacia, truse de scule, okay. Am luat de-aia mai faină. Asta e a șase, ai zis, nu? Deci a cincea, a șase Dacia. A șasea și acum lucrez, acum, da, acum lucrez, încă mai trebuie să-l termin, lucrez la un Ferrari. Bine, stai, la un Ferrari copie, da? Deci nu, nu e replică. Replică, da. Nu. O, ai făcut-o tu sau ce? Nu, mașina am cumpărat-o pe o bază, deci ce înseamnă? Caroseria de fibră de sticlă, pusă pe o altă caroserie cu motor, cu mecanică aceeași, așa am cumpărat-o fixată, da. Dar am cumpărat-o poate la un 50% făcută. Restul trebuia să-l fac eu, am făcut modificare la partea din spate, portbagaj. Deci ai luat undeva la 50% făcută? Da. Și pe la ce procent estimezi că ești? Acum azi la vreo 90%. Oh, bine. E vopsită mașina, e motorul tot ok, mai trebuie doar montat. Trebuie doar monta motorul. Mi-ai zis ceva la primele două mașini ce am reținut, că le-ai luat cu gândul să le închiriezi. Ai închiriat vreodată pe o mașină? Una, da, mi s-a întâmplat să închiriez la niște prieteni, gen cunoștințe de prin sat. Eu cum stau acolo în Italia la sătulețe... Unde exact în Italia stai tu? Pe lângă Salerno. Ah, ok. Pe lângă, zic de ce, pentru că dacă zic sătulețe, nu, știi, nu știi. Salerno, Salerno e oraș mai mare, de unde stai? În Timișoara. Bine, că stai de lângă Timișoara, da. Nu știi nimeni. Corect, nu, corect. Și atunci, ce mi s-a întâmplat cu închiriatul, da? Mhm. Trebuie să ai firmă, știi? Trebuie să... A, deci totul trebuie să fie făcut pentru exact, ceva. Exact, exact. Și na, nu, bai, că așa, ocazional, un prieten vine, o cunoștință, bă, închiriază, mă, bun, cât îmi dai, atât, aia e. Singura închiriere pe care am făcut-o, am închiriat-o cu 350 de euro, parcă. Ok, o zi? O zi întreagă, mâncare, băutură, ca la Roma, știi? Mm, clasic. Frumos, da. Tot acolo, în sat. Băi, mașinile îți plac, dar alte pasiuni mai ai? Băi, eu, uite, și desenez. Desenez din creion. Fac portrete, dar să nu, că nu-ți fac. Ok, nu, că nu. Mi-a făcut cineva acum recent. Da? Da, mi-a trimis și trebuie să-i fac o reacție, un super băiat. A lucrat vreo 40 de ore la el. Ce frumos, mult. Înseamnă că e ca lumea. Nu pe mine, aia, că nu prea, nu prea sunt eu. E fonfi, da? Da. E tot. Da, bine, da, da. Ce frumos. mașini, desen, ce pasiuni? Care, ce pasiuni mai ai? Ia zi-mi. Mașini, desen. Bă, îmi place... Mă, muieri. Ai pasiunea asta de muieri? Bă, îmi plac femeile, dar nu pot să zic. Poți să zic pe canal aici? Da. Mamă, ce-mi plac femeile. Să mă apălați la mine, fetelor. Ai o iubit acum? Nu. De ce nu ai? Că e, bă, mă, la tine așa, ești frumos, bărai, bărbiță ai. Aici am groapă, uite. Nu contează, în picioare ești, multe știi să faci. Băi, fetele cred că nu mai caută, mă. Caută de ăștia deja. De ăștia ca mine. Nu știu, dar așa, nu, băi, cred că, băi, nu că ăsta știe să facă prea multe, băi, știe să facă de alea, cred că nu le mai... A, oameni simpli. Cred că nu le mai trebuiesc, știi, nu... Te consider complicat după tine? Băi, nu, uite, asta e chestia, că eu, băi, eu cred că părerea mea că stau în Italia, știi, asta ar fi singura chestie, că acolo nu prea, lucru, deci când nu ai timp să ieși, n-ai timp să te duci să cunoști o fată, să te duci să, știi? Da, acum fiind că activezi și tu ce destul de mult în online, da. Nu e o portiță, nu se ivește o ceva? Bă, știi, mie îmi scriu fetele, mamă ce fain, mă apreciez pe maică ta. Mă transform... mamă! Știi? Mamă! Deci aia, zic, bine, zic, bă, mersi, ce mamă. Zic, aia e treaba, zic, ești tare. Hello, TikTok, scuze, mamă, hard shit. Și, greu. Atunci zic, bă, bine, după aia zice, da, nu, că și pe tine. Na, bravo, bă. Și... M-a durut pe mine sufletul. Nici nu poți, știi, să unde vorbești cu ele, n-ai cum să te întâlnești. Uite, acum am făcut așa o escapadă să vii la București 2-3 zile, frumos aici. Dar n-ai timp să te întâlnești cu fetele, știi, în 2-3 zile nu poți să... Sau la Lugoș, unde ești, dar na. Deci cu dragostea stai... Bă, da, eu sunt fericit așa cum, știi, când o să fie, dragostea dacă o cauți, nu o găsești, dar bat o pleznea, nu o găsești, trebuie să fie așa, știi? Ce-mi place accentul tău, bat o pleznea. Deci cu dragostea nu prea stai bine. Bă, da, nu, eu sunt... Dar nici nu ești așa foc să faci o iubită neapărat. Bă, sunt păcat, știi, am avut eșori, multe chestii. Hai să fac și eu așa, că uite, văd că toată lumea e pe profi, e pe întrebarea asta, rupe pe toată lumea. Ești fericit? Da. Cum definești tu chestia asta? Fericirea?
Da. Nu cum definești fericirea? Cum te vezi tu? Că, gen, ești împlinit sau ești fericit? Ce, păi na, uite, până acum, lucrez. Asta e cel mai important, să lucrezi, cred că părerea mea, să lucrezi, okay. să ai un venit. Nu, să nu stai pe banii lui mama și lui tata. Crezi că asta e fericirea? Nu, asta e o împlinire. O împlinire în sensul că, bine, acum, dacă mai ești unii oameni care mai sunt care zici, bă, stau pe banii lui mama, frate, are mama salar, da, da. Are patron, da, sau frate. Sau tata e Bill Gates. Exact, da, pot, n-ai de unde, nu mai trebuie să lucri. Păi. Dar îți împlinit că stau în port eu de grija mea, știi? Adică eu îmi fac banii mei, am viața mea, am pasiunile mele, îți fericit așa cum îți, îți fain. Nu, no, ești bengos. Da. Bun, Andreea Corb. Dar tu stai acolo cu mama ta, dar stați separați, nu? Da, eu stau... Case separate. Da, exact. Stau departe sau? 6-7 km. Eu stau gen în orașul, acolo sunt orașele vechi, știi? Uh-huh. Alea vechi de sute de ani, de alea mici, cu străduțe mici, de piatră, unul pe alta, așa. Și eu stau în orașul de, în orașul de jos, cum ar veni. Așa stă în orașul de sus, cumva. Ei stau în orașul de sus. Ah, ok. 6-7 km, cam așa. Ți-ai făcut căsuța ta sau ai cumpărat acolo? Nu, nu plătesc chirie. Ah, nu plătesc chirie. Dar nu-i proprietatea ta. Da, e în nu, barter. Da, ceva de genul, știi, în... Mai, na. Bă, ați înțeles voi de acum. În România, casa unde a stat, gen, e casa părintească. Da. Tu mai ai frat, surori, ceva? Nu, singur. Singur, la nebun ca mine, așa. Și tu singur ești. Da. Ce fain. N-am nicio treabă. E bine. Și acasă... Chiar nu ai zis pe TikTok, fetele, vrei să fii sorată? Zic, băi, nu-mi port averea cu nimeni, frate. Aia zic și eu mereu, tată. Aia zic. Deci, băieți și fete, dacă aveți impresia că vrem să împărțim averea cu voi, nu vrem să facem treaba asta, vă rog eu frumos. Asta vreau să zic, cine stă acum aici? Aveți pe cineva care stă aici sau? Nu, taică-mi e aici, taică-mi e. Sunt despărțite ai tăi? Da, oarecum așa, nu. Ah, ok. Așa, nu știam treaba asta, deci... Da, okay. Eu mă înțeleg cu toată lumea. Când vrei să vii în România, vii aici la Lugo și aici de acolo pleci cu următoarele idei pe care le ai. Tu vreau să mă duc la București sau să mă duc acolo să mă văd cu chestia asta. Păi nu, și acum când am venit tot la taică-mi, adică asta... Băi, cum ți se pare zona asta online-ului? Că faci de un an, ai făcut și tu niște cifre, cum ți se pare zona asta online-ului? Am văzut la început că mi-ai zis ceva, ești un pic nemulțumit așa de oamenii ăștia care ridică un pic nasul. Să văd vedete. Mă, uite, eu, cei care mă știu, poți să zic, băi, 360.000 de oameni că te urmăresc, eu nici acum nu încerc să-mi percep încă suma aia, știi, 300, eu am mine acolo 360.000, dar zic, te gândești după asta să faci un calcul, băi, 360.000 de oameni, te urmărește, frate, două orașe, trei, știi? Da. Da, exemplu. Da. Zici, băi, oamenii te plac. Dar îs unii oameni care, bă, frate, îi urmăresc 10.000 sau ăla și deja, bă, ce o smecher, că eu fac, că eu, știi? Și atunci zic, bă, na, e ok, adică, crezi că tu crezi că ești, e un număr și eu nu pot să zic, bă, și 1.000.000 dacă aș avea de abonați, știu, poți mâine să ți se închidă contul, corect, știi? Bineînțeles, și mâine asta nu mai e nimic, știi? Deci mâine ești lefter. Crezi că poți să devii, nu știu, o persoană de succes sau o vedetă, cum zicem noi așa, prin intermediul TikTok-ului, YouTube-ului, chestiilor astea? Mă, știu, eu vreau să fac oamenii fericiți, să râdă, în preajma mea. Chiar dacă eu mă pun în ipostaze nasoale, chiar dacă eu mă fac, să zic, mai derahat, păi principal că omul ăla de lângă mine râde, dar râde... Râde, zice, bă, ce tare ăla, nu râde, bă, uite, ăla-i pro, mamă, ce dumă nașpa a făcut, știi? Sau... Știi că e o pârghie și foarte, gen, o ață care se rupe rapid și oamenii nu-și dau seama de treaba asta. Exact, asta e chestia că, uite, în online trebuie să ții părerea mea, uite, eu pe TikTok am încercat să nu înjur, să postez clipuri amuzante, să nu dau hate la oameni, să nu mă iau de oameni prin comentarii, dacă unul scrie urât... Dacă unul scrie urât, un hater, un ceva, îi comentez într-un mod ca să înțeleagă. Să-i răspund într-un mod ca să înțeleagă, bă, și uite, mi s-a întâmplat, gândește că eu pe TikTok, dar exemplu, eu pe TikTok, poate care l-ați văzut, e bucătăria lui maică-mi acolo, știi, veche, știi, ca la țară, dezordine, harababură, drăboi, eu mânc și acolo, eu acolo mănânc la prânz, dar pot să mănânc și la o masă de aur. Am văzut. Înțelegi? Am văzut TikTok-ul. Deci asta e chestia, nu-i că acolo, sau bă, frate, nu-i că e mizerie. Mănânc și acolo, mă pun frumos la masă, cu oamenii mănânc.
Da, ideea e că m-a scris, nu mai știu cine m-a scris, o fac, băi, ce dezordine acolo, mamă, ce mizerie, mamă, ce ăla, știi? Și atunci am zis, bă, zic, na, stai, frate, mizerie, na, zic, stai, că facem, zic, da, mă, frate, mizeria asta e, na, uite, aici dorm, zic, aici dorm, uite, focul, zic, aici, uite, maică-mea doarme pe un sac, dă, maică-mea doarme aici pe un sac, dă, facem cu schimbul. Zic, când doarme ea, mă sună noaptea, zic, vin eu după aia, știi, să ne odihnim. Și după aia, că voi mă luați la mișto, că stai, că acum am văzut cine sunteți. Că i-a văzut probabil primul clip, primul și clip ăla, zis, da, bă, nu, doar clipul. Prima impresie, contează și foarte mult prima impresie. Da, dar vezi, în viață trebuie să, dacă eu acum te văd pe tine prost îmbrăcat, da, știi, zic, bă, nu poți. Nu poți să spui că sunt prost îmbrăcat, nu, pentru că port marci ăsta și e un moment special să vă zic să intrați acolo în linkul din descriere să cumpărați ultimele modele de mărci, băieți, că e ce trebuie. Așa, mamă, mi-a livrat o pasă ca la televizor, măruț am fost direct, ce treabă ai. Așa. Și câți bani ai? Pe ce? Hei, salut, măruță! Nu zic cu treaba asta. Și știu că ai făcut după aia un clip cu bucătăria ta sau ceva gen, că ne-a arătat casa ta. Da, eu nu, uite, la fazele cu când făceam clipuri cu acasă la mine, știi? Uh-huh. Unde stau acolo, maică mai venea pe la mine seara. Zic, bă, hai că facem un TikTok aici, știi, m-a venit prima idee, da. Uite, a venit la maică mea la mine, aveam, mâncam pizza de o săptămână întreagă, numai pizza, aveam 7 cutii de pizza, goale, știi, 7 cutii de pe salta. Veni maică mea, pizza. Merge bine pizza, mai ales aia italienească. O... Nu, ar merge o pizza cum zic. Ah, merge. Dacă aveam și noi un sponsor al pizza, si. Așa, și a venit maică mea pe ușă. Mama, hai, m-am gândit, azi ești livrator de pizza, ia cutiile, frate, intră pe ușă, ieși mai odată, nu-i bun, mai, știi, oprești, da, bine, oamenilor le-a plăcut, bă, ești, a fost. Tu ești spontan, foarte spontan în ce vine. Eu niciun clip nu îmi fac plan. Ah, ok, doar că îți place ideea, atunci poate să o evoluezi puțin. Atunci, pe și... moment fac câte, 10 cadre, 10 da. Cadre din 10 cadre, de 5 minute fac mine. Care e TikTok-ul tău preferat făcut de tine, all time? N-am. Uite, zic o chestie interesantă. Eu când postez un clip pe TikTok, bă, râd la el. Sunt unele care nu râd, adevăr, am și clipuri proaste pe TikTok. Deci am și clipuri proaste, nu. Am clipuri care nu prea-am. Bă, le pun, dar știi ce le pun? Marketing, știi, trebuie să ții linia. Da. Poate la unul place, poate la unul nu place. Corect. Dar sunt clipuri de making of și că le mai pun și alea, știi, da, când râd eu, că altezi mă bufnește râsul, nu mai pot, nu mă pot să mă abțin. Bă, și crede-mă că râd eu, când mă uit la clipul, zic, uite, cât de prost, doamne, zic, băi, n-ai cum, zic, cât să râd așa, știi, mă râd și eu, râd și eu de aștele mele. Și râd și eu. M-a tripat pe treaba asta, râd și eu. M-ai tripat la modul bun, că mi-ai dat un mini mindfuck așa la modul că, bă, asta e o idee bună, ca tu să-ți apreciezi prima oară conținutul, păi, și după asta e, eu cred că părerea mea, asta e, adică dacă vrei să livrezi ceva pe piață, prima dată trebuie să-ți placă ție. Dacă nu îți place ție, vrei pentru bani, nu o să ajungi, cum zice și Andy Popescu, bă, trebuie să faci ce-ți place, știi? Trebuie să... Corect. Trebuie să fie pasiune. Și pe cine urmărești tu în general pe TikTok așa? Ce îți place ție? Îți rupe ție creierul așa foarte mult? Nu am un om fix. Adică preferat. Am vreo 200 și ceva de oameni pe care îl urmăresc. Așa. Dar nu, am mai avut odată întrebarea, nu mai știu cine m-a întrebat, tot așa. Eu îi urmăresc pe oamenii aia pentru că când mă uit pe... Pentru că când? Da. E complexă treaba. Îmi plac, nu am un preferat, deci nu am un preferat. Nu stai în tabul de For You mereu? Adică gen stai și în tabul pentru tine? Mă mai uit din când în când. Ce au făcut oamenii care eu urmăresc, mă mai uit acolo în sectorul ăla cu pentru așa și okay. mă mai uit la ei. Dar nu am un preferat, toți pe care îi urmăresc îmi place, pentru că știi cum e. Unii zic, bă, dar ai 300 și ceva de mii de oameni și tu urmărești 200, du-te dracu, știi? Ce urmărești tu, frate, 10.000? De ce urmărești numai atâta? Păi, dar eu vreau să vă fac pe voi să râdeți. Atunci îmi trebuie o melodie, îmi trebuie un challenge, o melodie de ce e în top acum, în trendy. Bă, mă uit la Gianluca Vacchi, ce mai postat. Okay. Mă uit la el, mă uit la, mai am și nu știu câți americani, ceva. Gianluca nu e bătrânelul ăla din ăla. Italia cu bani, forță? Ăla, da. Face clipuri fain, știi, ce înjaște, fain, așa? Da. Și face clipuri de astea jumecă. Exact. Dau exemplu, mă uit la el, mă uit la alții, melodie, ce mai sunt trend. Acum, dacă tu ești Johnny și n-ai clip și ai o poză și ăla... Și n-ai bani.
Nu, nu, că nu e vorba de bani de ăsta, dar la Gianluca are bani. Bine, dar las frate, că nu mă urmărește pe mine, era bine, dar na. Și când mă uit pe la ăla, la nu are. Da, așa. Când te uiți, el nu are conținut și atunci, dacă eu vreau să caut la mine în listă pe omul ăla, nu mai găsesc, știi? Uh-huh. Nu mai, efectiv, nu mai găsesc. Atunci, da, zic, mai, na. Deci nu ai, n-ai o bază de oameni așa la care să te uiți. Dar pe YouTube, ce urmărești cel mai mult? Ce îți place cel mai mult să te urmărești pe YouTube? Pe YouTube îmi place conținutul de mașini. Conținut cu mașini. Andy Popescu, implicit român. Da, îmi place. Andy Popescu. Uite, Dorian Popa, iar îmi place. Știi? Băi, Dorian Popa. Îți place Hățu? Da, îmi place. Îmi place că... Regia. Îmi place... Mersi. Bă, dar bei cam multă apă. Să mai facem o dată, dă-mă. Sticla. Ia. Pentru că am devenit și noi mai profi. Regia. Mulțumesc. Așa. Îți place Hățu? Da. Nice. Băi, de ce îmi place? Că e omul vibe-ul ăla, pozitiv, da. Și eu, unii mai ziceau pe TikTok, bă, te-ai copiat pe Dorian Popa. Aia. Cu ce, bă? Nu există. Că nu, că fii atent, că faci din alea. Bă, zic, eu fac, și le-am zis, de ce fac chestia asta? Un minut pe TikTok nu-ți ajunge. Dacă eu fii atent, azi am ajuns la garaj, nu mă ajunge, știi, da. Dacă fac... A, tu ai vibe-ul tău. Știi, trebuie fii să... atent, bă, frate, că... Da, trebuie să fii așa pe... Că... Și cu accentul meu așa, mă, țărână, mai combinile, mai ăla, bă, zic, cred că dă bine, oamenilor le place. Și vezi și o chestie tutorial, vezi și cum fac lucrul ăla, vezi și un pic de nebunie, poate, zic, bă, dă bine. Da. Da. Și în afară de... gen de Andy și cu Andy, Dorian? Bă, uite, și el, la și el m-am uitat iară, m-am uitat. Ce-ți place la și el? Mai îmi place când face challenge-uri de-alea cu farse, chestii. A, vloguri. Da, vloguri de astea, că nu face, știi, gen o temă, face tot felul de chestii interesante, și atunci mai vezi, mai, na. Așa? Și, pe cine mai pe YouTube? Nu mai știu. Și Conacu, da. Da. Bun, muzică asculti? Da. Melodii românești? Mare. Artist preferat românesc? Nicolae Guță. Mamă! Nu, stai, bă. Ce pe aici? Așa-s toți bănățenii, dacă întreb... Da? 5 bănățeni, 6 să răspund că Nicolae Guță. Care artistul vostru preferat, boys? Ia răspundeți-mi și mie un rubric de comentarii acolo. Care artistul vostru preferat din România? Păpune, mă, Guță? Nu, mă, fii atent. Azi zic o chestie. Eu, bă, am crescut, nu că am crescut pe manele. Bă, dar știi, asta, mă, bă, toți manele. Bă, nu, bă, frate, nu. Nu să mă aplece și nici vreau să mă înnece, că mă țin tare pe picioare. Am averi și bani pe aia, când ai te oprit să mă arăt. Am averi și bani pentru 1000 de ani. Da. Continuă versurile. Continuă versul. Hop! Te pup, ieșim pe stradă iar. Hau! Nu am un ăsta, știi, favorit. Mie îmi place ritmul. Îmi place, băi, să aibă linia, nu știu. Sunt unele melodii care le ascult și prima dată nu-mi plac. Oribile, știi? Uh-huh. După ce le ascult mai mult, zic, parcă iese ceva, știi? Parcă, bă, îmi plac. Asculți trap? Cum e trapul? Cred că l-am ascultat, nu știu cum. E ceva. Când te văd îmi vine să-ți dau un leu, îți dau un leu. Hai că fanul. Merge bine. Ascult Abi? Abi nu. Păi ăsta e Abi. A, da? Am crezut, păi ce trap, nu mai este în alte țări. Nu, mă refeream așa, gen ascult trap, nu comparăm UK-ul și USA-ul cu România. Păi general, ți-am zis, general ascult manele. Uite, de exemplu, acum sunt Albert Năbân, Abi, Bacovia face trap, Iana Steca, nu mă pricep. Alberto Grasso cred că face, știi piesa aia, dar a devenit virală pe TikTok cu sport, bani, dau la dușmani, ofticați pe mine, stau pe loc, e o melodie devenită virală pe TikTok. Recentă? Cred că are să tot fie o lună, cam așa, o lună, a scos el. Nu-mi pare cunoscută. Nu-ți pare cunoscută? Nu, după cum ai cântat tu, nu. Păi că eu nu cânt, dar știi că și eu am scos piesă? Da? Da, cu una și mai urmează una să scot. Da? O am deja pregătită. Cu Fonfi sau nu? În prima a fost protagonist Fonfi și în a doua doar are niște adlipuri. Fonfi în prima a avut și el un vers. Rupel Conacule e cel mai bun. Asta a fost versul lui. Da, era cu... Cu Racu? Da, cu Racu. E cu Racu. Da? Nu cu Racu, e Conacu. Rupel Conacu e cel mai bun. Da, gen, el mă susține. Am înțeles. Da, vezi că n-am. Dă bei mult apă. Și bei și tot cu mine. Mi-am o sticlă asta la după. Uite, mai e una acolo. Ok. Da. Live-uri pe TikTok faci, am văzut. Mai fac, m-am momit. M-am momit. Cu ce?
Cu live-urile pe TikTok. De ce? Îmi place. Păi și? Sau îmi plac? Îmi place. Îmi place. Să fac live-uri. Da. Îmi plac live-urile, îmi place să fac live-uri. Da. Dar când am timp, mai fac din cabină. Când ești cu tirul, mai fac din cabină, când ești pe pauză. Când faci din cabină, da? Când ești pe pauză. Da. Ai zis-o bine că... Nu, uite, ziceau mulți, bă, fă live, nu fac niciodată live când conduc. Da. Nu, nu faceți niciodată, sunt contra live-uri, șofer profesionist, da, de tir nu faci niciodată live-uri când conduceți. Așa amator poți să fii, dar și orice. Hai că așa telefonul, mai scoți din buzunar, mai scrii un mesaj, mai te sună maică, mai tata, răspund, nici asta papac, nu e okay. Mai trimiți un vocal, acceptat, dar să faci live-uri, nu m-am băgat niciodată să fac live-uri în timp ce conduc, să fii atent acolo. Mă, până la urmă trebuie să stai un pic că... Șoferia, auzisem eu la un moment dat o chestie, dacă mergi cu, nu știu, până într-o 100 la oră sau cu 90 la oră și tu gen, te uiți 5 secunde în telefon, e ca și cum ai traversa, nu știu, câteva terenul de fotbal, știi? Îți dai seama că se poate întâmpla în 2-3. Nu, 5 secunde n-ai cum să te uiți, e foarte mult. E mult? Da. E, gen, dacă ai telefonul, poți să faci chestia, știi? Eu am accident, fii atent aici, nu știu că e ok să zic treaba asta. Un accident, bine, nu e neapărat accident, te gândi. Pur și simplu am atins o altă mașină și i-a sărit bara din clips în colț, știi? Da, da. Din cauza navigației, gen, mă uitam și m-am uitat, dar nu știu dacă mai mult de 3 secunde în navigație. Nu, asta e fracțiune de secundă, o secundă contează foarte mult, știi? Oricum ai văzut că majoritatea tinerilor acum, bine, tu nu intri în categorie, majoritatea... Nu, bro, nu. Majoritatea tinerilor sunt teribiliști, ai văzut? Da. Bă, viteză, mașină, adică forță. Și părinții cumva contribuie la treaba asta. Uite mie, aici cred că e de oameni. Mie, eu când mi-am luat, când mai am cumpărat mașina, ziceați-o, băi, nu-i cumpăra BMW-ul, nu-i cumpăra BMW-ul că s-o moare, se criu pe roți, e mamă, nu-i s-o... Știi? Da. Eu mi-am cumpărat BMW-ul, mă duceam cu el la școală, aveam colegi. Vali, hai, dă-i în gură, dă-i să... Bă, zic, eu am venit cu mașina la școală că plouă afară, zic, n-am bani de benzină. Da. Zic, n-am bani de benzină, zic, mă duc acasă, zic, dacă vrei să vii cu mine, te duc până în oraș, că făceam liceu în afara orașului. Zic, vii cu mine, zic, eu nu-i dau în gură la mașină, zic, mașina am luat-o să o am, să măcar cu ea. Ai fost cum să cade. Cum să cade, da. De-abia când am venit în Italia, pe autostradă i-am dat, zic, acum, e momentul meu potrivit, acum îi dau să văd cât merge. Ok, adică ai dat tot bordul. Nu, aproape. 80 cât a mers. Atâta. Și n-am mai. De asta, dar vezi că sunt teribiliștii. Da, dar teribilismul, vezi, te poate distruge. Trebuie să fii calculat. Da, ai o mașină puternică, vrei să-i dai în gură, da, îi dai unde trebuie și cât. Tu vrei să arăți că ești mecher, tu vrei să arăți că ai faci. Potență, că... Nu, uite, chiar zilele trecute, nu mai povestesc, mi s-a întâmplat o fază cu, tot așa, cu un tip, a venit, nu, eu, băi, să vii tu în fața mea, bine, nu în fața mea, în fața unui prieten al meu, să zici, bă, că tu m-ai făcut nu știu ce, nu știu ce, și ăla zici, bă, nu ți-am făcut nimic în trafic, că tu te-ai băgat în fața mea și atâta. O, na bine, na ceau, bă, și cu scârții de roți o plecat cu din alea cu figuri, bă, zici, ce-i asta? Am revenit, bă, băieți, și v-am zis că o să vă placă acolo, să verificați linkul din descriere pentru că trebuie să intrați la noi pe site să cumpărați ultimele modele de merch. Și ca de închidere, așa pentru podcastul ăsta frumos, vreau să-l întreb pe Valentin, chiar dacă și voi aveți acolo câteva întrebări și știu că nu vi s-a răspuns la ele pentru că ne-am dus noi cu vorba și am vorbit ca... Așa, ghidușule. Vorba multă să liceau. Nu, am vorbit cu gen o discuție de prieteni la șpriț normal, dar nu am avut noi șpriț. Vreau să-l întreb pe Valentin, ce planuri ai pe viitor? Ce planuri? Uite, hai să o luăm ușor cu TikTok-ul, da? Că e principalul punct de atacare la tine. Bună întrebare asta. Ce vrei să... Ce planuri ai cu TikTok-ul? Mai, uite, sincer, dacă... Aș lua-o să o iau mai iau-o mult. Cum vrei. Să o iau mai mult în sensul să pot să-mi câștig existența din, ca business din, okay, YouTube și TikTok. În primul rând aș renunța la jobul meu de camionist, pentru că îmi ocupă foarte mult spațiu, știi, foarte mult timp. Ok, da. Și n-am timp să mai fac ceea ce fac acum pe YouTube și pe TikTok. Sunt fac între picături. Timpul ăla liber, care știți, ca șoferul pe tir are foarte puțin timp liber, știi? Adică lucrez cam... Deci, mi se pare cea mai grea, una dintre cele mai grele meserii.
E foarte, na, responsabilitate, riscuri, chestii, na. Deci e mai greu. Dar, ți-am zis, e faza că nu prea ai timp. Și atunci, dacă aș avea mai mult timp, aș face doar TikTok și doar YouTube, mai mult mai profesional, poate mult mai... Eu nu prea știu cum e treaba asta cu TikTok-ul, să monetizează. În Italia, la mine, da. Ok. În România, din ce știu, nu e monetizat. Ok, bun. Și tu, gen, cum faci bani pe TikTok? Per clip? Păi nu, TikTok-ul, monetizarea TikTok-ului, că mulți zic, băi, ai monetizat, mamă, ești bogat. Nu, monetizarea TikTok-ului îți dă pe vizualizare, pe 1000 de vizualizări undeva la 5 cenți, mi se pare. Deci, ca idee, la contul meu de 300.000 de abonați, am început monetizarea pe la vreo 100.000, okay. Cam așa. Și monetizarea a avut loc în 1900... Anul trecut, în septembrie. Da, mă, stai că mă duceai într-o zonă. Nu, da, gen, sub ce, mă, la modul 5 cenți per mie? Da, deci din septembrie anul trecut până acum undeva la 900 de euro. Și deci nu, deci dacă nu vrei să că, dacă da. Vrei să te apuci și că cum mulți... îți dau ăștia banii, gen, la săptămână, la lună? Nu, la lună, în fiecare lună și bagă în cont sau da, pe cont. Ok, pe PayPal sau ce, cu ce ocazie? PayPal sau pe cont, pe contul bancar. Deci cred că e super tare treaba asta. Tu când te înregistrezi pentru contul de creator, îți trebuie cartea de identitate italiană, toată adresa, okay, tot, da, deci okay, nu, deci... nu e că ai că cerințele îs 10.000, trebuie să ai peste 10.000 de abonați. Okay. Peste 100.000 de vizualizări parcă în ultima săptămână sau ceva de genul. Nice. Deci trebuie să ai câteva cerințe, să fii ca să-ți dea major, da, peste 18 ani. Chestia asta cu bani. Exact, monetizarea. Și trebuie să ți trimiți acolo când ei îți dau notificarea, să te bagi pe notificare și trebuie să te înregistrezi cu carte de identitate și adresa și tot. Să pot face cumva bani, că mă gândesc la oamenii ăștia care sunt super virali și fac milioane pe un clip. Eu cred că dacă ai avea 10 milioane de followers sau 20 de milioane, ai pune un clip, ai 2-3 milioane de vizualizări. Deci tu oricum 50 de euro, 100 de euro pe zi, la clipul ăla, doar la clipul ăla, zic. Îți faci sau 5 cenți la clip? Nu, 5 cenți la 1000. La 1000. Dacă faci 1 milion de vizualizări cu 5 cenți pe clip... 10.000 de vizualizări. La milion ai 10 euro. La 5 euro. La 10.000. Nu, la 1 milion de vizualizări ai undeva la 10 euro. Păi nu, nu mă, stai mă, deci 5 cenți pe mie, la 10.000 ai 50 de cenți. Nu, la 20.000 de views ai 1 euro. Da? Nu știu. Da. Așa vine calculul. Eu sunt prost la matematică. Ok, și eu. N-am ce aia. Deci 7-8. Nu știu de asta. Deci nu mă, o luăm basic. 5 cenți la 1.000, la 10.000, 50 de cenți. Da. La 100.000, 50 de euro. Nu. 5 euro. Și la 1 milion 50 de euro. Nu. Ba da. Nu mă. Ba da mă la 1 milion 50 de euro. Așa, la 10 milioane 500 de euro. Ascultă un pic. O tai la montaj, da? Deci ai luat 5 cenți pe 1000 de views, da? La 2000 de views. Dar nu tai nimic la montaj, de ce să? Deci 2000 de views 10 cenți, da? 20.000 de views 1 euro. 200.000 de views 10 euro. Un milion de views, 50 de euro. Atunci nu e ok, pentru că atunci eu știam de 5 cenți pe mie. 5 cenți pe mie. Deci și la 1 milion de vizualizări faci 50 de euro. Nu faci, am avut 1.600.000 și am luat 15 euro, de asta ți-am zis că... Nu, înseamnă că e mai puțin, 2 cenți, 1 cenți. Depinde și de content, presupun. Da, nu, că, cum era noi pe YouTube, CPM-ul. Exact, în funcție de reclamele pe care ți le pune. Păi dar nu, pic, nu, ce nu păi spune reclamă pe clip? Păi nu, pe TikTok nu spune reclamă. Deci tu pe TikTok ai monetizarea TikTok-ului, da? Deci da, ai 10 milioane de vizualizări pe tot TikTok-ul, pe toate clipurile, în ziua respectivă primești, știi? În ziua respectivă da, primești... Da, e un alt algoritm. Noi încercăm să-l comparăm cu algoritmul YouTube, că pe ăla-l cunoaștem, știi? Mă rog. Da, bun. Dar uite, e super tare. Măcar poți să faci niște bonus de acolo. Eu cred că părerea mea că TikTok-ul a făcut e o chestie bună, uite, pentru tineri ăștia 18-19 ani care fac care creează conținut. E o mică atenție, știi cum zic? Bă, 100 de euro pe lună, 50 de euro pe lună, bă, e ok. Și da. Adică bun. E bine. Deci ai zis că planurile tale pentru viitor cu TikTok-ul, dacă ar deveni profitabil cumva să poți să te susții financiar, ai lăsat munca să te ocupi doar de TikTok. Da, da. Ai face compromisul ăsta? Dacă aș câștiga mai mult decât câștig
Acum, da? Să ăsta, da, ar fi ceva, dar să fiu, știi, adică să fiu sigur. Așa am făcut eu cu YouTube-ul la muncă. Eu am muncit una jumătate în timp ce făceam YouTube și după ce am avut 3 luni consecutive în care am făcut un pic peste suma pe care o câștigam eu la pariuri, că acolo am lucrat eu la pariuri, am zis, bă, da, pot să-l denunț la ăsta și încerc să mă susțin doar din YouTube. Și am mers, mulțumesc Dumnezeu, super bine și super ok. Păi așa, am și evoluat foarte așa mă gândeam și eu, zic, bă, dacă am oportunitate să câștig mai mult decât ăla, e ok, dar momentan nu câștig mai mult, adică nu câștig foarte mult și atunci zic, e ok salariul meu de... Planuri pentru tine? Pentru viața ta? Băi, nu știu, eu trăiesc așa, știi, de pe zi pe alta. Nu am, nu știu, nu văd, să-mi restaurez, planuri, mă, frate, bă, bine că mi-am amintit, planul pe viitor e să-mi termin mașina asta pe care o fac. Ferrariu. Da, vreau să-l văd gata, să-i pornesc, să fie ăla prima chestie. Dar eu te-am întrebat pentru tine ca om, ca viață, ce faci tu? Păi să-mi caut o iubită când îi o familie, nu? Bă, cred că toți dintre noi vrem o familie. Da, unii oameni nu vor, vor familie, dar nu vor copii. Eu sunt foarte familie, să știi. Mie, știi, sunt ca ăla, băi, poate n-am iubită, că dacă aș fi vrut să ăla, poate aș fi găsit vreo greblă. S-a terminat apa. Îți dau alta? Stai să beau și pe asta. Regia după aia. Regia, stai să ne arunci regia. Prinde-o. Da, așa, da, așa. Da, regia, o apă la bea, te rog, e frumos. Mamă, ștobangheaua. Dacă să pun mai ce de sub. M-a pus-o așa acolo, decor tot. Ce fie? Vrei să-ți găsești o iubită, să ai un copil, 2-3, câte îți dorești? Bă, aștia cum vrea Dumnezeu. Mama Lia? Ce zice? Îi place. Nu zice mama Lia câteodată? Nu, maica mea, că tot timpul când îmi scrie o fată, că zic, ce dracu, facem harem aici? Cu toate. Hai, vină la mine și câte dracu le chem aici? Că zic, vin. Da, nu zice mama Lia niciodată, însoară-te, mă, târziule. Mă, nu prea mă bate așa la cap, știi, să-mi zic, hai, însoară-te. Dai seama că, na, dorește și îi place, poate să bă nepoți și chestii, dar mai bine cu calm, știi, mai ok și să știi că e pe viitor. Că așa îți iei o fată, după aia te despari, mai bine calculezi teritoriul. Se uită la noi un om care, un puști, care vrea să facă și el TikTok, vrea să apuce, dar îl ține ceva pe loc. Ce sfat îi dai? Ce-l ține? Ha? Ce-l ține? Îl ține ceva, încurajează-l să... Da, uite, e bună idee. Uite, eu v-am zis că eu sunt mai emotiv așa, mă emoționez când din momentul, știi, acum nu sunt, n-am emoții, dar depinde de cadru, de ăla, mă emoționez, că am și eu suflet, știi, somul ăla. Îmi era rușine anul trecut când, eu de anul trecut am postat și pe YouTube. Da. Deci asta am postat pe YouTube de la mașina asta ce o fac acum, dacă postam, cred că din spate, poate eram acum, nu mai lucram șofer pe tir, dar... Băi, dacă vrei să faci ceva în viață, și pe YouTube și pe TikTok, băi, nu trebuie să ai frică, deci nu trebuie să ai frică deloc. Nu că dar dacă mă vede vecinul de la 2 și zice, nu, uite că te-am văzut, uite ce prost e sau la... Nu, frate, băi, fă-ți acolo conținutul, pune-te pe ăsta, ia-ți telefonul. Eu filmez și acum cu telefonul pe YouTube. Deci am la valieră, da, investiții de 500 de euro. Ok. Și am 30.000 de abonați pe YouTube. Okay. Da? Deci să fie calitate vizuală, să nu fie pixelată, să înțeleagă omul, să se audă bine momentan. Da. Atâta. Și ai creat un conținut cât de cât decent, da? Cât de cât decent, nu profesional, dar să fie cu... Dacă ești profesionist cât de cât la modificări, e și mai bine, faci un... ăla, mai bagi o secvență, mai ok. Dar în primul rând, dacă îți place ceva să faci, bă, fă-o cu... Nu regreta nimica, deci nu regreta și pe TikTok. Nu că mă vede nu știu cine, nu, bagă-te, frate, fă, Caterinca, fă ce-ți place. Decât să regreți că n-ai făcut, mai bine zici, bă, am încercat. Da, 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 exact. Și dacă ești bun și... Bine, ești bun, e principal să-ți placă ceea ce... În primul rând, e principal să-ți placă ceea ce faci. Dacă îți place ceea ce faci, sigur o să-ți dea bine. Corect. Dacă o faci, ești cât mai natural. Dacă o faci, să zici, bă, acum mă apuc să fac, vreau să mă apuc să fac YouTube pentru bani. Nu îți iese. Nu deci iese. Trebuie să faci... Dar e majoritatea cazurilor, gen fac ceva pentru bani. E, uite, eu am avut cunoștințe care m-au întrebat, bă, Vali, vreau să mă apuc și eu de TikTok. Merită? Că am văzut că se câștigă. Bă, frate, dacă vrei să faci TikTok pentru bani, zic, nu, lasă. Zic, eu din ăia 900 de euro care am făcut de anul trecut din septembrie, dacă pun motorina,
Și ce am mai cumpărat și du-te la garaj, timp pierdut, fă microfoane, da. Ai văzut că am făcut microfoane, să am câte că recuzite de teatru de la așa. Păi i-a mai costat mai mult de 900 de euro. Știi? Și n-are, dacă n-am câștigat nimic la urmă urmei. Dar îți faci, uite, cunoștințe, prieteni, îi faci, și cel mai important, faci foarte multă lume să râde, să fie... Asta contează. Da. Pentru noi cel puțin, că noi avem același scop. Băi, cam asta a fost podcastul nostru și vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Îi mulțumesc lui Vali că a acceptat invitația asta. Vali, bă, you're the best, man. Eu mersi mult că m-ai invitat. Chiar m-a făcut plăcere să fiu aici cu tine. Mulțumesc. Întrebări super tare. Întrebări foarte faine. Chiar m-am simțit ca acasă. Dar cu nicio cază n-am canapea de asta. Vă mulțumim că ne-ați urmărit la acest podcast, boys. Vă rog încă o dată în rubrica aia de comentarii. În rubrica de comentarii să ne scrieți acolo părerea voastră. Contează foarte mult. Și dacă ai o părere plăcută și bună, scriu în rubrica de comentarii acolo. Ajută mai mult să lași un comentariu decât să nu-l lași. Gândită pana asta. În descriere găsiți toate linkurile noastre despre Valentin prima oară, unde îl găsiți, pe TikTok, pe Instagram, pe YouTube, că face și el YouTube. Linkurile mele de asemenea în descriere acolo. Instagram-ul vi zicem că e foarte ușor de zis. Conac oficial pe Instagram. Valentin 21 Căprariu. Apar oricum pe ecran aici. Vă mulțumim încă o dată că ne-ați urmărit la acest podcast. Sper că v-a plăcut. Apreciați cu un like. Abonați-vă și la Valentin și ne vedem la următorul podcast, boys. Ciao. Salutare.